Bună ziua! Bine ați venit! Ne bucurăm că ați ales să petreceți această după-amiază împreună cu noi, în acest spațiu dedicat picturii. Ce ne-a reunit astăzi aici, vă cum bine știți, este pictorul Liviu Ifrim și expoziția sa de tablouri, Natura, Lumină și Culoare. Liviu Ifrim este absolvent al Școlii de Artă Prima Clău, secția pictură. Pasiunea pentru desen a fost insuflată de Ghiță Mocanu, profesor de desen și inițiatorul Cercului de Desen Ion Diaconescu din Orășe. Participă la expoziții individuale și de grup la Casa Armatei și Casa de Cultură din Râmnicu Sărat și la Fundația Națională George Călinescu din Onești și obține în cadrul binecunoscutului Festival Național Cântarea Rănii la secția pictură locul al doilea cu lucrarea În piață la Sinaia. În ceea ce privește expoziția de azi, vreau să vă spun că parcă nici când galeria de artă nu a fost mai frumoasă. Tablourile artistului plastic Liviu Ifrim mângâie sufletul. Dumnealui așează cu atâta grijă culorile, încât totul, la final, este într-un echilibru perfect. Și asta se observă clar din impactul pe care îl are fiecare tablou asupra primitorului. Fără să vrei, pentru o fracțiune de secundă, ploapele nu mai clipesc. Tablourile parcă te invită în interiorul lor pentru a le pătrunde povestea. Și apoi, nu mai ai cum să nu-ți lași sufletul să se plimbe printre culorile calde, plăcunde și vii de opotrivă. Am perceput fiecare tablou ca pe un joc subtil al artistului în care pasiunea pentru a picta, dorința de a oferi frumusețe oamenilor și iubirea de natură, locurile natale și viață până la urmă, fac din timpul petrecut în fața creațiilor sale să fie emoție fină, dar și tihnă. Și despre ce este pictura, dacă nu și despre odihna sufletului și a privirii. Cam asta veți găsi în picturile lui Liviu Ifrim, un artist care înmoaie pe noi mai întâi în emoție și apoi în culori. Mărturie ne stau tablourile, fără doar și poate, toate florile pictate în culorile curcubeului și peisajele de toamnă blândă, căci da, toamna lui Liviu Ifrim este una caldă, fără ploaie și vânt. Pășind pe lângă tablourile lui Liviu Ifrim, simți să te oprești în fața fiecăruia dintre ele. Fie că e vorba despre gingășia din Așezată în flori, peisaje de toamnă în care se creionează povești despre oameni sau lăuri, fie câmpuri de floarea soarelui sau maci care înghie la visare, toate ilustrează pasiunea cu care pictează Liviu Ifrim. Și nu doar atât. Asortarea culorilor și așezarea lor cu grijă, nici prea puțină, dar nici prea multă culoare, oferă privitorului plăcerea de a privi îndelung tablourile. Iată de ce cred că pictura domniei sale este o porție consistentă de oxigen pentru suflet și simțire. Nu vorbesc despre arta domnului Ifrim ca și specialist în ale picturii, ci ca un om care iubește culorile și non-culorile, așezate, îmbinate și armonizate în imagini care s-au născut mai întâi din gânduri. Și după cum se vede deja, în tablourile acestei expoziții, avem de-a face cu gânduri frumos pictate. Dar tablourile lui Liviu Ifrim vorbesc mult mai bine decât cuvintele mele, de aceea aleg să fie discursul meu, felicitându-l sincer pe domnul Liviu Ifrim pentru aceste bijuterii în culori, care sigur ne-au făcut fiecăruia dintre noi astăzi ziua mai frumoasă. Vă mulțumesc! Domnișoara a spus tot. Ei, nu chiar. M-a lăsat mult. În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru că ați dat un răspuns pozitiv la chemare, la invitația pe care am făcut-o față dumneavoastră la acest demers expozițional. În al doilea rând, vreau să mulțumesc și să-mi cer și scuze față de soție, că am transformat apartamentul într-un atelier de pictură și de tâmplărie, toate spăcuți și ramele, tot și șasiuri unde se vise pânzi, trebuie să atacă pânzi, mirosul și tot felul. Și chiar pe această care îi mulțumesc frumos. Mulțumesc personalului din această instituție, domnișoare și domnișoare care m-a ajutat cu acele teclaturi pe tablouri și domnul Vasilică care m-a ajutat și domnul Alex care m-a ajutat să le așez frumos ca să urmească să aveți un câmp cât mai deschis față de ele, la privire. Și
Și vreau să mă mai spun așa în general, nu are nicio legătură, probabil. Natura. Natura e frumoasă să o privim. Și într-un tablou, și în realitate. În natură, chiar să mergi acolo, să privești. Astea sunt lucrări de șevalerie. Și dacă mergi în natură, poate iese culoarea altfel. Dar ce vreau să spun? Aici, în tablou, nu se văd peturi. Chiar am fost cu colegul meu, după ce am aranjat expoziția, am spus, haide măi, mergem să mergem noi să adunăm niște diepe. Au într-o pădure extraordinar frumoasă, cu niște culori superbe, erau în soare și peturi se dau pintură. Și m-am spus, dați mai mult, ce înseamnă să faci peturi? Nu e frumos să stricăm natura, dar prea e frumoasă să fie așa. Cum am întruchipat la pânză. Încă o dată vă mulțumesc frumos și declarăm deschisă expoziția. Deschis. Și după ce facem vă încântați privirea cu așa, avem acolo în cuțe și o buturov, o măsuță care, o prăjiturică, un suc cu apă minerală, o lingoare, după aceea. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Dacă gândește cineva să mai intervină, o poate face acum? Ba, ies cu caiet aici. De impresie? Trebuie să trecem.